Băi, stați mă cu miresele, stați așa. Mulțumim foarte mult pentru toate mesajele pe care ni le-ați dat după ce ați văzut podcastul cu Andra. Și partea întâi și partea a doua. Într-adevăr a fost o bucurie și pentru noi, dar noi mergem mai departe. Podcastul de astăzi este o nebunie curată. Fiți foarte atenți ce se întâmplă. Scurtă notă explicativă. În această zi, dragii mei, vom avea un podcast foarte complex. Și anume, primii doi care vor veni, sperăm să ajungă, sunt Lucian Ghimi și Mihai Rait. Da, ați auzit foarte bine. Sunt colegi la Săriți de pe Fix, acea emisiune plină de nebunii. După aceea va veni Anisia Gafton și ea este colegă cu cei doi dinainte. După aceea va veni Doina Teodoru. Doina Teodoru este colegă cu ei. Numai că toți patru vor fi pentru prima dată la Sala Palatului pe 21 noiembrie. Exact înainte de concertele noastre de pe 22, 23 și 24. Bine, bine. Hey, bine m-am găsit. Și mergem așa? Și mergem așa, da, spre Academie, spre podcast. Gata, acolo mergem. E bine, această zi, noi nu știm cine va veni primul. Înțelegeți? Pentru că fiecare dintre ei vine de la filmări. Mihai Rait vine de la Sfierbinți. Mi-a dat mesaj că poate întârzia. Lucian Ghimiș vine chiar de la Sala Palatului, pentru că el este directorul Sălii Palatului. Anisia, bineînțeles, este într-un concert și ea. Poate să întârzie, habar n-avem. Doina filmează și ea. Deci toată lumea de la masa astăzi care este invitată filmează. Și, bineînțeles, seara sperăm să se termine cu toți cei patru adunați în jurul mesei, cântând, mâncând și bând apă, Aqua Carpatica și gustând din vinul de la domeniul Sărbărești. E de mâncat, e de băut? Da, am pregătit ceva. Bravo, să trăiți! Facem spune inima. Dragii mei, pe 22, 23, 24 noiembrie vom fi la Sala Palatului. V-am pregătit momente speciale și vreau să știți un singur lucru. Veți avea experiența vieții voastre. De ce? Pentru că și eu și colegii mei vom face exact ce ne spune inima. Am selectat un playlist, așa cum ne-a spus inima. Și dacă vom depăși 2 ore jumate, sper să nu vă supărați. 2 ore și 40. În orice caz, pregătiți-vă pentru experiența vieții voastre. Pentru 3 seri senzaționale. Vă mulțumim foarte mult tuturor celor care ați cumpărat bilet până acum. Iar noi ne întoarcem la ele noastre. Astăzi, un podcast pe care nu-l gestionăm noi, ci destinul. Fac ce-mi spune inima. Asta, apă, ceai, cafea, apă. Vin. Apă și ceai, nu. Țuică. Niciodată. Nu consum alcool. Foarte bine. Da. Ceai de plante, de fructe, negru. Ceai negru cu lapte. Bine. English style. Femei, femei, e plină lumea de nebune. Cine v-a dus pe lume? Cine oare v-a făcut? Da. Ia uzi. Ieri m-am întâlnit cu o fată care mi-a zâmbit frumos. Am intrat puțin în vorbă și am fost politicos. Ea m-a invitat acasă să sorbim câte o cafea. Dar când o privea mai tandru, urlă tare cineva și strigă: Beta! E destul de mare. Am obosit, nu mai plimba oamenii bătrâni. Faci tu încălzirea. Un mesaj. Dragul meu, sunt pe drum. Semnează, Mihai Rait. Nu mai lumina. Iar coborăm. Iar urcăm, iar coborăm. Nu, că trebuie să le dau telefon. Întârzie toți. Alo? Alo, Anisia, unde ești? Unde? Hai că te așteptăm, da. Da, suntem toți aici, da. Te pup. Trebuie să-l sun pe Rait. 0 7. Alo, Mihai? Unde ești? Cu Bobo. Spune-i lui Bobo că ai podcast, da? Da. Cum? Mai ai o secvență de filmat? Bine.
Da, te așteptăm, nu începem fără tine. Să-l sun pe Ghimișii. Alo, domn director, să trăiți? La sala aparatului? Acum termin ședința? Păi, faci ceva minute la ora asta, da. Hai, te așteptăm. O sun pe Doina Teodoru. Alo? Bună, Cătălin! Da, mi-o dai, te rog frumos, la telefon pe Doina? Da, mulțumesc frumos. Cătălin Scărlătescu. Da. Unde sunteți? Cum în Italia? Păi, ați fost în Italia. Da, vă așteptăm aici, da? Mă rog, pe tine te așteptăm, Doina. Bine, adică toți copiii cântă melodii din Italia. Ciao, ciao. Vi aspettiamo, Fancio Samatano. Capul nostru. Așa, aici e voie. Așa. Să vreodată ai nevoie. Îți mulțumesc, da. Da, eu leșin până aici. Una musica dolce sonava soltanto per me. Volare, oh, oh. Cantare, oh, oh, oh. Da, mă, eram prin cartier și am zis că, bă, n-am hanorac și am zis să vin la voi. Iar acum o piesă dedicată tuturor celor care ne urmăresc până vin invitații. Well, Joanna, she runs a country. I wanna tell her to the land so fun. But you can say all the love I have inside. Make it for another one. Leșin până aici, așa. Invitat, care a venit astăzi, primul la acest podcast, aplauz pentru Lucian! Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Poiză, geali, glumeam! De când vreau să văd dacă am slăbit? Dragii mei... Nu, m-am îngreșat eu. Nu am slăbit, Cristiane? Deci... Închide-te la geacă! Nu, Horia, las-o, că e... M-am îngreșat eu atâta tot. Ah, okay. Da. Deci, eu vreau să spun că de câtva timp, poate da. Nu știi, este nu. Un lucru pe care îl spun în exclusivitate. Da, te ascult. De câtva timp fac o dietă specială. Este o dietă specială, fii atent aici, cum, exact cum este aruncătura asta. Stai. Da. Deci aici tot îți aruncă totul. Îmi place mult aici la tine. Deci fac o dietă, stai așa și nu mânca. Întreabă-o, ce ai mâncat astăzi, Horia? Ce ai mâncat astăzi, Horia? Foarte bună întrebare, Lucian. Am mâncat astăzi așa. O cafea de dimineață. Da. La prânz am mâncat... După cum? Un porc? Încheiem aici podcastul, mai anunță, nu anunează tot. N-am și nu iartă-mă. Nu, așa nu se permite gluma de asta aici. Da. Bun, o cafea? O cafea. Efectiv nu mi-aduc aminte, cred că n-am mâncat nimic la prânz. Niște țelină pentru bunul mers al așa și gata. Și atât mănânci tu azi? Nu, atât. Și apă plată. Îți dau un covrig? Nu, mulțumesc, nu mi-e foame. De ce? Pentru că tu te hrănești cu... Cu tine, Lucian. N-ajunge că mi-ai aruncat hainele acum. Urmează să mă proțapești. Vino mai aproape. Da. Cu scaunul cu tot. Știu că ești.
Așa. Trebuie neapărat să te auzi bine, pentru că tu ai văzut vreodată lucruri simple? Ai văzut vreodată podcastul ăsta? De fapt, emisiunea asta ai văzut-o vreodată? Trebuie să recunosc că am văzut doar secvențe, dar niciodată n-am urmărit-o cap-coadă. Evite că nu pot să te mint. Vezi? Ca să nu. Cap-coadă eu sunt înseamnă sincer. Așa. Începem acum, terminăm peste o săptămână. Săptămâna trecută a fost Andra și a stat 5 ore. Păi, da, măi, dar cu Andra aveai ce vorbi. Dragul meu. Noi terminăm de repede. Câte ori ascult. Nu, cu tine am ce vorbi, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care... Vreau să te întreb un singur lucru. Tu ai cântat vreodată într-o emisiune? Nu. Ce? Ba nu! A fost la un moment dat într-o emisiune cu Horia Muculescu. Așa. Și am... Atenție, se cântă? Da. Și am cântat Moscopol... Jean Moscopol, da, cel mai... scuze-mă. E de vârsta. De vârsta mea, Moscopol. Long time, așa? Așa. Și, și a fost chiar foarte prost. Crâmpeie din piesa respectivă. A fost foarte prost, am spus. De unde să-ți mai dau crâmpeie? M-am chinuit mult să învăț versurile, dar, dar? Pot să cânt, de exemplu... Ia fi, atenție, liniște, vă rog. When your baby. When your baby. Na, no, ai luat-o prea. Nu, te rog, nu te zic. Deci. Tum, 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 tum. Asta-i Stand By Me. Nu, nu, nu. Ah. Acum? When your baby leaves you all alone. Bă, am intrat bine? Asta buble. And nobody calls you on last month. On the phone, don't you feel like feel like trying? Nu mai știu versurile. Dar pot să mi le... Dragii mei, eu în fața am toată viața ta, dar până ne încălzim, aș vrea să spun un singur lucru. Te rog. Este prima dată când îmi cânti o melodie, un cover. Așa este. Dincolo de toate experiențele noastre de musical și așa mai departe. E prima dată că te aud cântând această melodie și e o melodie foarte mișto. Da. Iartă-mă, vreau să te mai aud, îmi cer scuze. Că nu pare, dar eu chiar ascult muzica mișto. Mă-ncă, fete! Da! Doamne și domnilor, bine v-am găsit! Doar să-mi faci un semn când intru. Da, da, da. Primul nostru invitat a sosit. El este actor. El este suplu. El este director, el este un vizionar, este un om senzațional, un om mult, complex, masiv, enorm, este o capodoperă de om. El este Lucian Ghimișii și cântă chiar acum o melodie pe care n-am auzit-o niciodată din gura lui, care se începe... When your baby leaves you all alone, oh, yeah. And nobody calls you on the phone. Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? And be all alone. Improvizație. Dragă Luciane, ai o voce foarte tare. Cred că dacă ai face mâine concert, ai ridica sala palatului picioare. Dar mai bine tu, zi, Horia, ți-ai găsit podcastul. Acum tu improvizezi. Mai Horică, dragul meu, ai venit aici mereu. Eu atunci când te-am zărit, pofta tot nu mi-a pierit. Sunt aici la podcast și vă spun duhast. Oh, yeah. Băi, hai că mă lansez. Ideea este că un om care face improvizații, care este actor, trebuie să știe oricând să se descurce. Exact ca și noi. Știi? Vreau să vorbim clar de la început. Când e la sala Palatului? Să știu dacă îmi fac timp sau nu. Că probabil voi fi invitat special. Te-am înnebunit cu vocea mea.
Văd în ochii tăi, ești pierdut. Dar eu port mereu poză cu tine. Tocmai, când ai lasat aparatul? Afișul este acolo. Departe, undeva, aha, departe. 22, 23, 24 noiembrie. 22, 23, 24 noiembrie, e da, adevărat? Așa este. Iar cu o zi înainte, pe 21, zi, pe 21, Săriții. Săriții. Impro show, da. Impro show. La Sala Palatului. Pentru că mâncat nimic astăzi. Bine ai venit! Bine v-am găsit, regăsit! Iuhu! A doua pasăre călătoare, venit aici chiar din de... Alo, dacă știam că sunt cu ăsta... Băi, fii atât aici. Vrei să mor de gelozie? Vrei să mor de gelozie? Asta ce fac cu ea cu țigara? Lasă acolo, lasă acolo. Fii, vrei să mor de gelozie? Da, ia zi. Fii aici. O, doi, trei, iar? Și... Fii aici. When your baby leaves you all alone, and leaves you all alone, and nobody calls you on the phone, yeah, don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? And I'm a perlitule. Dragii mei, încep să se contureze lucrurile. Băi, iartă-mă, îmi cer mii de scuze, avem aici de toate. Deci, băi, în primul rând îmi cer scuze pentru că am fost bolnav săptămâna trecută. Atunci ăsta-i de vin. În al doilea rând, vreau să vă spun că este o... Acum mi se pare o realizare a vieții mele să vă văd pe amândoi în față. Dar de ce ne-ai chemat pe noi doi? Eu am o curiozitate pe care nu mi-o pot... Pentru că voi... Păi de asta pentru că voi... Adică el vrea să pară deștept, mă. Te vrezi? Am chemat proștii să fie deștept. Nu, este de aia doi proști din grupul ăla de 8. Din toată seriția. Singuri proști care... Ce făceați, mă? E celebrul G8. Grupul celor 8. Nu. Da. E pentru că atunci când am fost eu la Săriți de pe fix, da, voi doi aveați o chimie specială, dar nu jucând împreună. Unul făcea glume și nu râdea senzațional de glumele celuilalt. Da, așa ne completăm. Înțelegi? Da, te faci niște glume senzaționale. Deci, pac, pac. You complete me. De unde e asta? Maguire. N-ai cum sunt doxer. Eu acum înțeles de ce ne-ai chemat. Tu vrei să avem... Mamă. Aoleo, Dumnezeule. L-am omorât. Dragii mei, vreau să vă pregătiți pentru că îmi trebuie niște tușuri de la masive, de la puterni. De unde pleci, Cristiane? Da. Ce să iei fâș? Tuș. Ai zis că vrei tuș de la Nedu. Machiajul, să vină machiajul. Machiajul. Stai, e pentru prima dată când ai invitat la podcast și echipa ta pleacă? Da. Ce drăguț. Da, mă. Doamne, domnilor, pe 14 ianuarie a venit o stea. În 1980 la Hârșova. Oh, da, ce-s, mă, actor și scenarist român de film și teatru. A absolvit Universitatea Spiru Hayret, Facultatea de Teatru. Inițial a dorit să studieze la Academia de Studii Economice din București, da, dar n-a fost 320. Să fie ASE. Și actorie. Tu știi că am dat și eu la ASE și am picat? Da? Cu cât? Crezi că m-a interesat? 320 am picat. La mie 321. Da, acum, da. Care a fost mai prost? Nu, dar de ce vrei să dea la ASE? Îți spun eu. Păi, terminasem asta liceul economic, maică-mea contabilă. Ce este? Te duci, te faci, de viitorii, da, gata, mă, direct la ASE. Praf! Praf! Sunteți liniștiți dacă vă spun că eu am picat la liceu? A? Ai fost repetent, mă? Nu, măi, nu, n-am intrat. Că m-am înscris... Nu, astea răutăți. Nu, dar de ce? N-am intrat, așa să zice. Măi, băiatule, am dat la Mihai Viteazul, fii atent. Michael the Brave. Da. Și acolo nu erau candidați destui pentru câte locuri erau. Așa. Și am zis, gata, aici iau, n-am nicio problemă. Eram cu fotbal atunci, aveam alte mm-hmm. gânduri. Și când s-au afișat rezultatele, m-am dus cu mama. Și eu m-am uitat pe listă și am văzut așa, 5-6 la limba și literatura română, unde sunt bun, și 3-0-2 la matematică.
Unde iar la... sunt bun, că la bac am luat 10, măi, numai. Așa. Și eu când am văzut, eu am început să râd. Că am zis, doamne, cât de prost sunt, adică sunt prost rău. Da. Și mama când a văzut că râd, ea a zis că am luat, mă. Și m-am întors, ce am zis? Am picat. Nu, e mama. Și mama a zis, e râsul am picat. Bang, bang, și m-am dus acasă. Așa era pe vremea mea. Da. Pe vremea mea? Pe vremea mea? Da. Te mai atingeam. Ajung imediat și la tine să vedem câți ani are domnul Lucian, tânărul domnul Lucian. Da. Câte despre debutul în actoria lui Mihai, spune că a fost o pură întâmplare, nu a știut că va ajunge aici de la o simplă încercare, însă susține că este tare fericit că a ales acest drum. Este căsătorit cu Ana Maria, pe care o sărutăm, au un fiu Alexandru, pe care îl pupăm, iar când îl întrebe acum, da, după 8 ani de căsnicie, da, am numărat corect, da? Da, da. Zice că, citez, am tras loc de câștigător. Da. Așa citez. Da. El este norocosul The Lucky Michael Alright. Yeah! Da, a plăcut asta, Alright. Cine e? Right. El trebuie să știe toate melodii cu Right. Mă prind greu, măi. Michael Alright. Nu puteam zic Michael Wright. Alright. Și l-am băgat și la Peaky Blinders. Da. 3 decembrie 1977. Oh! Mamă, tașca am trecut la... la Buzău. Cine se năștea la Buzău? Măi, oameni buni, nu vă mai luați informațiile de pe net. Zic. Nu m-am născut la Buzău. M-am născut la maternitatea Giulești, sectorul 6, în cartierul Giulești Sârb. Ghimiș e nume de sârb. Străbunicul meu a fost sârb, dus în Giulești în perioada războiului. Nu m-am născut la Buzău. Am jucat mult la Buzău. Djokovic, și am mulți prieteni acolo. Așa. Deci la maternitatea Giulești. Maternitatea Giulești? Da. Ia uzi, mă. De unde? Buzău, e cam departe. Tu îți dai seama că noi am îndreptat istoria astăzi? Da, da. Îndrăgostit de teatru până peste cap, invitatul nostru, da, ține-te de masă, da, a jucat la un moment dat într-o stagiune 15 piese de teatru. Da. Da, am crezut că zici, nu la Buzău, domnule! Vă rog eu, ce aveți, bă, cu Buzău? Nu la Buzău! Da. În 2000, absolvent al Universității de Artă Teatrală și Cinematografie Ilie Caragiale, București, Facultatea de Teatru, secția Artă Actorului, la clasa profesor Olga Tudorache. Da. Teza lui de doctorat. Oh, doi sunteți informați, mai oameni buni. Eu m-am pregătit ani de zile. Atenție! Știu. Teza lui de doctorat se numește așa. Notați-vă undeva, să aveți și voi. Ia. Yeah. Asta e ilustrație pentru teza, da. Da, 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 e pericol. Nu, te treci acolo și... Suspans. Asta e de moarte. Noi din Istanbul. Pentru copii, pentru copii. Teza lui de doctorat se numește Festivalul de Teatru pentru Copii. Artă, educație, divertisment. El este director doctor Lucian Ghimiși. A fost aripa aia mai ușoară. Am luat cu suma cum laude. Da? Doctorat. Care e diferența între magna cum laude și suma cum laude? Suma cum laude este peste magna cum laude. Ok? S-a făcut și o înghețată după aceea. Da? Uite, vezi, una dintre motivațiile clare. Eu o musc aici. Da, 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 o mâncăm. Una dintre motivațiile pentru care noi suntem astăzi față în față, da, este că pe 22, 23 și 24 noiembrie la Sala, da, Palatului e un mare concert. Da, da. Cine, da, cântă? Cine cântă? Cine bucurăm tâmpitului? Un fraier. Dar da, înainte, pe 21. Mamă. Exact. Mamă, ce e pe 21? Magma. Magna, suma. Magma. E vulcanului. Zmeclemul ăla, mă. Ăsta, clay-ul. Ăla bun, mă, de când în la... În care voi doi veți fi pentru prima dată pe acea scenă. Da, la public, da. Da, 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 corect. Corect. Bă, e un început. Găsește, bă, bă, nu e, uite, mă, că e târziu. Și uite ce energie mi-a zis. Cum duduie, mă? Nu o clipă nu stă. Gata, s-a dus. Foarte pregătit. Ai văzut cum aruncă hârtiile. E foarte pregătit. E pentru prima dată. Da. Voi, spectacolul va fi unul, da, își spune tot textul, glumele, nu știu ce, după aceea dispare și vine altul. Nu, e așa. Nu, suntem toți pe scenă. Dar n-avem text. Na, la noi mie de-aia îmi place. Mie, pe ăștia care învață textul. Așa e? Da. Toți acolo? Ca la săriți. Da. Ca la spectacole de improvizație de la Mol de aici, de, da, la Băneasă? Da, sigur că da, da. E, cam așa e, dar la Oscar, da, mult mai mare.
cu mult mai mulți tâmpiți. Și acolo eram doar 4. Și stai puțin, stau acolo 7-8 persoane, 8, da. Și după aceea Cabral, vine și Cabral, da? El e prezentator, el le târșie, da, cum ar veni. El își bate joc de noi cum vrea. Extraordinar, și veți fi toți acolo. Da, da. Și noi n-avem voie să comentăm, adică trebuie să faci ce zice prezentatorul. Da. Vă dau un sfat. Dacă vă supără ceva, vă duceți unul dintre voi la Cabral, da. Dacă mă superi, îl chem pe Brânciu. Asta, când îi spui chestia asta. Noi deja am negociat prin contract Horia. Adică eu și Mihăiță, da, vom participa doar la probele de cultură generală. Și statice, la, cât mai statice. Și cât mai statice, nu... la probele care îți forțează intelectul. Foarte bine. Pentru că noi putem. Prima întrebare de cultură generală. Vă rog. Mama, primul prezentator din epoca modernă a televiziunii. Da. Cum? Mai zi o dată, că are, și are și el, nu s-a informat, are cluri, are șmecherii. Mai zi o dată, ia. Primul prezentator, da, de după 89 în epoca modernă, oh, a televiziunii. Robingo, măi! Horia Brânciu. Bravo! Yes! Horia Brânciu. Am zis bine? Robingo, nu? Iar acum nu, sunt lucruri care, pe care nu știi nici tu. Fii foarte... Nu, zi. Zi, zi, zi. Deși eu sunt partener, da, eu sunt de fapt Matusalem. Aveai aia cu Sarabanda? Nu, Sarabanda e 99. E 99. Dar tu erai. El era, da, cum? Da. În 93 se năștea un star. Da! Cum? Nu, nu, nu. Bine. Avem circulara de la București. De la TVR, da, telefonul albastru. TVR. A sunat. Da. Deci, după cum v-am mărturisit, Lucian a crescut în Giulești. Da. Și la țară, la bunicul tău. La bunici, da. Noi acum tăcem, tacem, tăcem. Touch and go. Și ne spui tu ce făceai tu când erai mic la bunicul tău. Ascultă. Unde, ce localitate? În Bălești, județul Vrancea. Ce făceai acolo? Eram ajutor de cioban, ca să zic așa. Mergeam la sână cu tataie. Secund. Eram antrenor secund. Oițele. Și mergeam mult pe câmp, aveam timp. Vezi, la câte la câte timp aveam. Știi cum se? Măi, la nimic. Băi, mai era acolo încă un cioban care știa foarte multă istorie. Și era o plăcere, da, pe cuvântul meu, domnule, și era o plăcere să stai acolo pe șanț cu firul de iarbă în gură, te mai uitai la cer, nu mai auzeai pe... Îți dai dacă aveai un cioban prost lângă tine, că tu nu mai erai aici pe scaunul ăsta. Da, exact. Șansa destinului anturajului, formidabil. Dar ai avut o melancolie brutală când ai spus, băi, am avut timp pe vremea respectivă. Acum, la revedere. Acum timpul îți aduce aminte cu drag de... Nu, acum, Horia, nu mă mai bucur de momentele alea. Nu mai știu să mă bucur când văd o poieniță, nu mai știu să pun mâna pe un copac, nu mai știu să mă joc cu frunzele, nu mai știu... Nu mai am timp de plăcerile adevărate ale vieții, să zic așa. Eu atunci le-am descoperit pe toate. Pentru că Institutul de Medicină și... Legală? Da. Ăsta este el. Giovanotti. Da, eram tânăr. Bine de tot. Da. E din spectacolul Uzina de Plăceri. Da. Pleasure Factory. Yeah. Eu o traduc pentru diaspora. Yeah. Așa. Care a fost prima ta meserie, Mihai? Prima meserie, da, meserie? Plătită. Păi am vândut pește la șosea prima oară. Nu cred. Ba da, la Giurgin. Nu cred că tu erai el. Nu cred că tu erai pac, așa, mare, nu, mic, nu, nu, nu. mare, pac, hata, te vin cu asta, dau niște pește, cât are asta? 2 kg, Sanchi are 1, da, mă rog. Da, și după aia a fost morar, bine, antreprenor, scuze, morar, am avut moară în sat la Giurgeni, am făcut o asociație familială eu cu tata, mai mult eu, și am avut o pauză așa de școlarizare de vreo 2-3 ani în care am fost morar. Era singura moară, făceam mălai și uruială pentru păsări și porci. Cel mai mare antreprenor din Giurgeni. Deci cei mai bogați oameni din sat erau Nea Doru, tata lui Bobonete, care avea cârciumă, și următorul, primarul și eu. Că na, morarul și cârciumarul. Câți oameni erau în toată localitatea? 5. Sunt în Giurgeni acum, cred că mai sunt vreo 1500 de oameni. Cam așa. 1500 acum? Da. Dar mergea, nu știu ce mergea, bine, eram alb, știi cum eram? Deci alb din cap până în picioare. Ieșai de acolo, corect. Da? Și munceam. Munceam, mă jucam, adică luam sacul de 50 de kg, era, hai, tărmă, jap, hai, mama. Cred că m-am îndrăgostit, cred că da, s-ar putea. Da, știi, da? Că al meu Mihai a avut și mici probleme, pentru că de fiecare dată când făcea vreo boacănă, taică-su îl amenința cu armata. Da.
m-a amenințat și n-am. L-am făcut până la urmă. Tu ai făcut armata până la urmă? Nu, l-am făcut eu pe tata, când m-a luat, că m-a prins, am troscănit odată cu Bobă, dar m-a prins dormind cu cap pe masă, nu el, unul din sat, și a zis, Nadanei, vezi că iau-te-l pe fitul cum doarme, că nu mă vedea tata. Eram la, aproape la sol, mă, îți dai seama. Eram cap pe masă, mă gândeam la ceva. Era 10 dimineața și m-am stat și m-am gândit. 10 dimineața, da, eu cu Bobă. Tu vrei să gândești de dimineața? Și a zis, iau-te-l Nadane, și când m-a luat tata, mi-a băgat o bucată și mi-a zis, vorbim luni. Și el a zis, armata te mănâncă. Și eu m-am dus luni și m-am înscris la o post liceală. Și am zis, te pup, sunt student. Și nu m-am mai luat la oaste. Eu aș vrea să păstrăm atitudinea asta și atmosfera asta de priveliște și de iarbă. Să știi că m-ai bulversat cu dorurile tale și cu melancolia ta begoasă și vreau neapărat să punctăm chestia asta. Da. Tu știți foarte bine că aici se și cântă câteodată? Da. Da. De aceea colegii mei s-au pregătit ani. Da. An și zile. Nu ne dă versuri, vrea să ne facă. Și de... nu, începem. Ce să... Aole. Vezi? Da, bă. Când începem? Când începem? Le-au făcut mari, mă. Ia. S-au prins. Ca să nu vă certați. Da. Ok. Suntem gata. Horia. Da, cred gata, că voi nu sunteți gata cum suntem noi. Aoleu, ne-a dat lucrare din aia. Doamne și domnilor, fiți foarte atenți. Să păstrăm clipa aceea, tinereții. Acel morar și acel ajutor de cioban. Zile, frate! De țărani. Faci tu semn? Cine face semn când zic? Refrem ce avem? Țărâncuță, țărâncuță, bujor, n-o brăjor. De ce-mi cauți tu pricină? Vreau să uit că-mi ești vecină. Când îmi ții calea în grădină, noaptea când e luna. Noaptea când e luna. Cine începe? Când iese badea la cosi, iese și mândră la prășin. Aha! Și la horă duminica e tot cu ochii după ea. Și când e joc de alunel, mândruța e tot lângă el. Păi țărâncuță cum e ea, ia. E drept că bade i-ar plăcea. I-ar plăcea, cea. Dar când îi caută vorbă el, ea fuge și nu vrea de fel. Dar într-o zi n-a mai răbdat și a spus badea supărat. Țărâncuță, țărâncuță, cu bujori în obrăjor. De ce-mi cauți tu pricină? Vecină, când îmi sigă la grădină, noaptea când e luna dor, noaptea când e luna dor. Țărâncuță, țărâncuță, cu bujori în obrajor. O să mă aduci în stare să te prinde cingătoare, ziua în amiaza mare, să-mi dai fraga buzelor, să-mi dai fraga buzelor. Ia fraga buzelor i-a dat, înapoi l-a luat și de bărbat. Și apoi la nuntă au jucat cu toți prietenii din sat și au mâncat și au băut. Trei zile nunta a ținut. Trecut au ani și ani de atunci. S-a colonțatul dintre lume. Gospodărie ca lor și voie bună ca lor. Nu mai găsești cât ai cât am, nu mai găsești dar nimenea. Sărâncuță, sărâncuță, te-au prins florile de păr. Nu mai ești cu tine mică, dar ești încă frumos. Și stă bine la mămică cu trei fire albe măr. Cu trei fire albe păr. Gata, bravo, băi! Bun la căi! Băi! Eu n-am cântat atât în viața mea, știi cum e? Și când îi dai nebunului cântă... Băi, frate, dar stai, tu cine sunteți, mă? Mamă, a început iar. Diamantă neșlefuită ale acestei țări. Deci trebuie să cauți nu foarte adânc în pământ după noi. Deci, în primul rând, trebuie să vă spun și apreciez foarte mult lucrul ăsta. Trufe. Mihai s-a trezit la 5 dimineața astăzi și a fost la filmări. A băut la crâșma aia alu Bobiță multe. Dar nu, peste tot, în tot satul, am avut vreo 4 locații de schimbat.
Și ce, întreabă-mă ce fac acum, după ora 8. Ce fac? Ce faci după ora 8? E, mă duc, iau o dubă, încarc niște cutii mari și mă mut că mâine mi-a la Duba. Trebuie să mut tot în seara asta. Nu, stai, asta e film sau realitate? Nu, e realitate. Nu. Da, da. Nu, venim toți. Nu, că n-am. Noi cutiile le-am luat. Veniți toți. Deci nu. Venim toți, nu. Eu nici nu, Mihai, nu aia. Cutiile alea acolo. Ia, stai, mai intră două. Mamă, doar mai intră două. Ai, uite, astea sunt mai ușoare, că astea sunt hăinuțele mele. Și el abia da s-a mutat. Toate lăzile a cărat. Iar Ana vine în urma lui, îi mai bate cât un cui și spune, mișcă, măi băiat, că așa te-am luat de bărbat. Măi, anu, orășanco, lasă-mă băiatul în pace, să mai iasă, să se joace, să mai bea un păhărel, să ne veselim nițel. Ia uite că am făcut și eu ca tine. Băi, ești foarte talentat. Voi aveți amândoi experiență de televiziune? Ați trecut prin chestia asta inevitabil? Da. Ce mă, n-ai fost tu? Lucian, fii atent aici. Asta este un fel de... TVR a fost... Da, mă, el... Etapa TVR a fost plină de provocări pentru tine. Ai fost la TVR 2. Da, televiziunea Dragostea Mea și trupa de pe 2. Băi, la trupa de pe 2, iartă-mă, da, că am o problemă. Și eu. Eu nu eram producător? Nu. Nu stăteam în spatele camerei? Nu, cam? Tu nu ne băgai în seamă, nu. Băi, înseamnă că era producător. Nu. Am glumit, Horia. Nu. Nu erai. Poate după ce i-a dat pe ea afară, la nu. Ceilalți. Andrei Floruț era așa, producător și Ioana Bogdan. Ioana Bogdan. Da. Și, bineînțeles că... Și am lucrat și cu Ovidiu Dumitru la televiziune. Ovidiu Dumitru, bravo. La televiziunea Dragostea Mea. Ca să înțelegi. Da. Mai ții minte, ne-am mai vorbit despre și cu Gianni și cu Bobo, da, și cu toată, am vorbit despre castingul de la Las Fierbinți. De fapt a fost o încercare, un risc pentru toți, că n-au știut cum merge. Dar ei s-au ales pentru că se știau foarte bine între ei. Uite, ăsta e primarul, ăsta e Dorel și așa departe. Dar al meu n-a fost așa norocos. Al meu, de exemplu, a dat un casting. La care au apărut. Ia fraga buzelor, ia da. Și castingul l-a câștigat. La ce? La... Ce râs, mă, atâta, mă? Cine, ce te râs? Păi stai-mi și la săriți de pe fix, n-am dat pentru casting că... toți. Nu. Păi. Alo? Da. Alo. Brânciu sunt. Lansați rachetele. Raid și Ghimi și să n-aibă probleme. A fost de ajuns un telefon. Vrea să spună că pentru acest casting eu a trebuit să mă epilez total. Despre castingul ăla vorbești? La ce? Ia, că e mișto. Na, la ce? Pro. Ce rol? Aaaa, omul gata-n sărat? Da. Cum zicea da. La... Și-am uitat că m-am epilat și conduceam la un moment dat și așa m-am mâncat un pic piciorul și când am dat să mă scarpin, m-am speriat atât de tare. Nu credea că piciorul tău. Am simțit pielea aia, era să fac accident, jur. Nu cred așa ceva. Pite că eu am jucat atâta fotbal, nu te epilezi pe picioare când joci fotbal, că nu dă bine. Băi, băiatule, știi cum îi zicea la speriat. Serialul ăsta? Știi că era și varianta americană. Titi. Bogatop, Titi, Trodan. La Giurgeni îi spunea om ca mine, om ca tine. Eu sunt, mă rog, în 2006 s-a întâmplat Om Sărac, Om Bogat, au trecut mult timp. Da. Atunci, acum voi sunteți vedetele momentului. Voi sunteți pe val acum. Da, am avut mare succes atunci. Cu, eu în rolul ăla. N-am mai prins niciunul câțiva ani de zile. Ideea că a fost și în echipa Surprize, Surprize. Am fost și acolo, da. Tu erai Cove, mă? Da. Cove plecase pentru un an? Nu. Adică da. Tu ai fost înaintea lui sau l-ai dat afară? Nu. El nu mă cunoște. Băi, a fost, tu ai fost și după aia Cove sau înainte? A fost. Să intre Andreea Marin, vă rog. Spune Andrei să intre. A fost Gabi Cove. Da. După care am fost eu timp de un an de zile. Atunci în vara aia am lucrat și în construcții în Italia. Și după aia m-am... Dar nu, stai. Nu. Lasă, nu mai. Fie fiind de aici. Zi cum era în Italia și cum era recunoscut. Fie de aici. Mă-nțică. Un băiat la telefon. Deci tu lucrai în construcții la
Da, da, da. Și era și un băiat de acolo, de la mine, din sat, din Bălești. Da. Și o sună pe maică sa: mănțică, aici cu noi muncește și ăla de la Surprize, Surprize. Ți-am zis, pe mănțică, că și lor le e greu? Ia braga buzelor. Vai, cât de părere, mă doare capul, mă, am râs prea tare. Bine, dar nimeni, îmi pare foarte rău, dar toată experiența ta, frumoasă de altfel, nu se compară cu acest om. Hmm? Că ce? Ce ai făcut, mă? Nu știu, mă, că eu acum aflu multe. Să zicem că acum îți iei inima în dinți. Și zici, acum ori niciodată. Da. Și te reîntorci la Vocea României. Ai, de capul meu, nu, mai ai omorât. Nu. Ce-ai cânta? Ce-aș cânta? Nu m-aș mai duce, bă, băiatule. Că pe mine m-a înscris nemer Nicola de Bobo. A fost? Da, eu n-am știut că sunt înscris acolo. Că eu n-am vrut. Și stai puțin. Bobo mi-a făcut formular și a zis, pac, a scris el în numele meu. Și aia a zis, da, și prezintă-te la preselecție. Și din bun simț a trebuit să te duci acolo. Da, m-au sunat ăștia de la producție, niște oameni, bă, aveți la nu știu ce hotel, până la așa, gara, așa, la, acolo, la, și poftim? Zic, eu nu m-am înscris nicăieri. Și a zis, cum, că avem aici, nu sunteți noastră Dragomir Mihai Rait cu seria de buletin? Aveai și copie de la buletin, mi-a luat. Bă, jur. Și a zis, bă, da, păi trebuie să vă prezentați. Și am zis, da, eu... Și m-am prezentat și l-am văzut pe prost acolo, Bobo, care râdea. Era, trebuie și cântă. Ți-am zis, că el tot îmi zicea. Eu, la pescuit s-a întâmplat treaba asta des, că eu făceam pe radio. Și le disperam pe baltă. Și a zis, tot mă duc eu la Vocea României odată. Mă duc. Și pe la spectacolele de impro la fel. Și a zis, Bobo, las că te aranjez. Și m-am dus acolo și... Am cântat o melodie, două melodii și au zis oamenii, eu am zis, nu, mă, da, vă dau o șpiță. Doar să vezi ce a cântat. Doar. Nu. Prima piesă. Haide. Nu. Una dintre piesele frumoase pe care le-ai cântat. Care a fost? E foarte simplă. Începe Zaraza? Hai că totuși memoria... N-ai să știi. Refrenul se așa. N-ai să știi, frumoasă Zaraza, cine te-a iubit? Vreau să fug în lume după tine. Nu mai știu versurile. Și te-a chinuit. Vreau să-mi dai gura-ți dulce, Zaraza, să mă îmbetenițe. Pentru a... Ai de aici, nu știu ce se... Vreau să mor și eu de nebune dorinți. Trupul tău e un tezaur sublim. Ai în ochi patin dulci și luciri de păcat. Și ai trupul de șarpe. Toată lumea, vă rog, toată lumea! Vreau să tu-i frumoasă, Zaraza, ce mult te-a iubit. Și n-a scâns nebun după tine și crezeau murit. Vreau să-mi dai duraț dulce, Zaraza, să mă-mbeteni mereu. La ta sărutare, Zaraza, vreau să mor și stai, bă, că mori. Omule, fii atent. Da, spune. Te rog eu frumos. Unde suntem? Deci eu asta am spus la câteva persoane. Da. Printre care la degeta de la română, printre care ești și tu. Da. Te rog din suflet. Da. Ori de câte ori vrei să faci ceva muzical, te primim aici fără niciun fel de... Deci un fel... Spunem, uite, omul la chitară, da, omul la pian. Da, eu n-am ala asta. Dar tu știi că sunt și eu aici. Adică nu poți să-i spui... Am alte surprize. A, da? Da. Bine. Pentru tine facem... M-au sunat de la Las Vegas. Au nevoie de un director la Sphere acolo. Stai tu liniștit. Deci tu... Da. Dar vreau să spun... Merge microfonul? Merge? Merge microfonul ăla?
Ăsta? Alu Mihai, da? Da, merge. Ia, 2-10. 2-10. Cum? 2-10. Adevărat! Ai băgat... Se face o melodie specială pentru fratele meu Lucian. Deci, dar știi care e o poantă în stand-up-ul lui, că de asta îmi place mie de el? El are o poantă. Așa. Am avut acum vreo 2 ani, nu știu, cred că în fiecare an am avut. N-are mai multe tot? Nu, are o poantă cu microfonul și cu efectul ăsta de microfon. E una singură. Dar care era aia cu păi? Veșnică pomenire. Doar un fragment, numai puțin. Da! Să faci o melodie specială pentru fratele nostru Daniel. Da, veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Da, veșnică lor pomenire. Îți vine să mori. Gata. Unde? Vreau o bucățică de vin? Nu, că sunt cu mașina și s-ar putea să mă aresteze. Eu am treabă, bă, băiatule. Și nu poți să ne dai nouă o bucățică de vin. Ai greșit invitație, iubitule. Trebuie să știi foarte bine că Mihai, înainte de a se căsători cu soția lui, erau vecini. Da. Și au stat mult împreună așa. Nu, adică, în calitate de vecini? Nu. În calitate de vecini. Am stat mult, că nu știam unul de altul așa, că... Dar mai vedeam pe acolo, da, cine? Eu eram pasăre de noapte, veneam ca uliu la cuib, noapte, na, bâhnița nu stătea, tată, nu mă vedeai când intrau în bloc. Și n-a trecut mult timp, da. Și după 3 luni a cerut-o. Da. Era pe 4 iulie fost sigur pe mine. 2016. Da, era finala de la România au Talent, unde noi am avut spectacol de improvizație. Mihai a avut o cerere frumoasă în căsătorie. Ai fost nebun? Da. Și și-a pregătit momentul. Bă, a așezat tot. Scenariu, regie, tot. Lumini. Mamă, nebun. Vezi, zic? Da. Am prins-o când se lega la șireturi. Și a zis de acolo, auzi? Deci vin de aici. De, uite, concentru. Plecam, mă, ne grăbeam să ajungem. Că eu trebuia să fiu la... Eram public la finală la ăștia. Și eu trebuia să fiu pe scenă și trebuia să plec înainte. Și mă, ea s-a plecat să-și ia. Dar și eu nu știam ce dracu să fac cu inerul ăla. Că l-aveam de vreo 4 zile la mine. Nu știam că să prim momentul. Zic, mamă, cum fac, ce fac? Mă gândeam la de-alea cu ață, cu legat de lustră. Dar iete inelul, ține degetul. I-a zis, Ana, da. Vrei să fii soția mea? Și ia de jos de acolo, parcă așa. Ce-i zis, mă? Zis, dacă vrei să... Și a zis, da, m-ai prins invers. Eu în genunchi, tu în picioare. Mă cer de nevastă. Ăsta romantic, băi! Da, întotdeauna a fost. A zis, da, dar hai că să ne grăbim, că trebuie să ajungem la... la Kentauros. Există o... În virtutea acestui lucru, aș vrea foarte mult să vă concentrați, pentru că un coleg de-al colegului, da? Prietenului nostru, Mihai, a compilat acest lucru. Mărhineanu! Gata, știu. Femei, e plină lumea de nebune. Doamne și doamnilor, eu n-am cântat atât în viața mea, e tare fericit. Niciodată? Păi nu m-a lăsat nimeni cântai, adică de mult când mă apuc. Nu cred. Doamne și doamnilor, cum te apucă? Femei, e plină lumea de nebune. Da. Te pupăm, Ana! Nu e nimeni pe stradă, ochii triși să-mi vadă. Nu e nimeni pe stradă să mă vadă cum plâng. Doar un gabor de seară ce-a venit ca să-mi ceară să-și aprind o țigară. M-a văzut lăcrimând.
puls pe lume. Cine oare va făcut? Femei, femei, e plină lumea de nebune. Cine v-a dus pe lume? Cine oare va făcut? Și acel gabor de seară ce-a venit să-mi ceară, a zis râzând către mine: bă, decât să-ți fie rău, mai bine să-ți fie bine. Un, doi, patru și... Femei, femei, e plină lumea de nebune. Cine v-a dus pe lume? Cine oare l-a făcut? Lumea de pansați, de supărați și încordați, nu știți decât să vă îmbătați. Bine ați venit la cârciuma din cartier. Aduc bucățica aia de vin, că... Suntem în post de negru. Apă și rugăciune. Impatabilă. Refreno. Femei, femei, e plină lumea de nebune. Cine v-a dus pe lume? Cine oare v-a făcut? Pansați, e supărați și de încordați, nu știți decât să vă îmbătați. Bravo, bravo. Foarte frumos. Bravo. Foarte frumos. Foarte bine, foarte bine. Mă bucur foarte mult că am trecut în continuare la acest lucru. Când e nunta ta, Luciano, mi-ai spus? Cine, măi? Ce-a făcut? Ce-ai cu mine? De când ne cunoaștem noi, Luciano? Nu, e mult. E mult. N-are și rost. În toți anii ăștia. Da. Am iubit și am fost iubit. Ce frumos a spus. Da. Când nu vezi, nu vrei să ne ieșim toți cu fiecare soață, că mergem la spectacol, la sala Palatului, da, să venim cu soațele? Pe 21 noiembrie. Pe 21 noiembrie? Improvizație. Ori, eu consider că am fost la fel de norocos ca și voi. Pe parcursul vieții mele. Femei, femei. Dar... Ce bani frumos, mă zic. Dar nu s-a întâmplat. În 2007 ai avut... Ai tu ceva, ai... Ai tu o problemă, da. Ai tu ceva. O chestie acolo. Da, da. În 2007 ai avut un spectacol cu care ai mers la Gala Hope. Acolo ai fost remarcat de cei de la Teatrul Notara. Da, da. Mircea Diaconu în speță. Da. Și ai zis tu, fie de geam. Yeah. Și s-a făcut transferul. Toate astea? Yeah. Citez. Ca între marile cluburi de fotbal. Aveau nevoie de o extremă și atunci am fost cooptat. Ba! Mic drop! Ba! V-am pupat! Păza că a venit nebunul. Eu vreau să spun tuturor celor care ne privesc, apropo de cele 15 piese pe care le-am jucat într-o singură stagiune, da, că e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, și aici vin spectacole regizate, filme și musical, televiziune, alte activități. Deci, și bineînțeles acum, comedie în premieră cu Cosmin Seleși. Cosmin Seleși și Răzvan Oprea, soțiile noastre. Da. Soțiile noastre. Soțiile noastre, cu care plecăm în turneu. Ok, da. Soțiile noastre. Da, soțiile deci, noastre. Și poți să joci neînsurat așa. Tu ți-ai propus când ai fost mic, eu vreau să le fac pe toate? Nu, Horia, dar eu am ales să fac teatru. Așa. Adică întotdeauna mi-a plăcut mai mult teatrul decât televiziunea sau cinematografia. Așa. Sau nu s-a lipit. Sau abar n-am nu-i da bine pe cameră, încă nu-mi dau seama care sunt problemele. Dar eu, pe primul loc, dragostea mea cea mare e teatru. Și atunci probabil de aia, că sunt multe spectacole de teatru, sunt... Am jucat ceva, da. Bravo, felicitări. Da. Mulțumesc. Au trecut 12 ani de la Sfierbinți. Da.
discutăm acum. Da, da. Și de dimineață la 5 te-ai trezit? Uh-huh. Dar de 12 ani te tot trezești. Da. Vă înțelegeți bine după atâția ani? Vai de cap. Familie. Deci toți știu problemele, eu le știu pe ale lor. Deci ca într-o mare familie. Și Anca, Dumitra, s-a căsătorit. Da. Da. S-a căsătorit, a și născut între timp. A și născut, da. Bravo, da. Cred că este, nu știu, al câtelea copil născut în timpul serialului. Adică, uite, Tinca. Da, Tinca, da, pe... adevărat, da. Vreau să te întreb un singur lucru. Tu te înțelegi bine cu ea? Da, cu Anca. Cu Anca, Dumitra. Da, și mă înțeleg bine, de ce? Nu? Nu. Ce zice? A, ți-a trimis ceva? Nu mi-a trimis nimic. Da. Nu, am o secvență care nu cred că spune exact același lucru. Dorele, deci pe mine nu m-a părăsit nimeni niciodată, ne-am înțeles? Mamă, ce mi-ai făcut? Au, asta ca să vezi cât de nervoasă sunt și e doar începutul, da? Mă, și nu era tricoul meu, măi! Uite ce vreau să spun. Eu am jucat și eu. Da. Da, în filme de astea. Eu mai dădeam palme, rupeam, dar nu așa tare. Ești cam... Mă rog, eu nu vreau să intru în chestia asta. Ce să... Așa sunt, ăsta e blestemul meu să rupă hainele după mine femeile. Hai, certați-vă cu Dumnezeu pentru treaba asta. E singura la săriți, e bătaie pe mișuri. Știi ce? Da, e bătaie. Dar știi că asta face un actor adevărat. Îți dai seama că nu ziceau, vezi că mă rup tricou când au dat secvența. Nu ți-a zis, vezi că o să se rupă tricou. Da, eu știam, mă așteptam să se rupă, dar nu halul ăla. Nu halul ăsta, dar el n-a zis... Nu, s-a păstrat sângele rece. Da, ne-am dus în plin. Am dus. A dus în plin. Tăvălug. Da, e adevărat. Ai avut și rol de travesti? Da, am avut de toate. Nu, tu trebuie să vadă și... Acum? Ăsta recent? Dorela? Da, asta e când eram blondă, că am fost și brunetă acum în sezonul ăsta 24. Am fost Dorela. Bine de tot. Da. Parfum. Ai fost Dorela... Am fost Miss Fierbinți la un moment dat. Tu ai fost Miss Fierbinți? Da. A participat Dorela la concurs de Miss, că trebuia să-l câștige cineva din sat și era combinație cu Vasile și cu Bobiță. Premiu mare. Da, și la fel am pățit și eu, m-am epilat ca prostul. Am ras. Nici la mine n-a fost nevoie. Epilat, da, na. Și m-am ajuns la filmare și am luat dresurile alea care erau foarte groase. A zis Buliga, tu ai tatuaj pe picior. Aole, da. Și zic, da. Păi nu trebuia, mă, să... Că trebuie să acoperi niște ciorapi mai groși. Și zic, m-am mâncat picioarele de 200 de ani. Da, da, da. Gare, tu te-ai epilat vreodată pe picioare? Nu, niciodată nu m-am epilat. Să încerci. Uite, mi-a făcut o poftă de epilare. Da, și cu ceara aia, te rog. La vară, nu, la vară, când e și nisip, cu nisip așa. Hai, de capul meu. A, zic de după epilare nisip. Băi, să intri în mare. E frumos, tare. Bine ați venit la podcast, discutăm despre epilare. Astăzi, alături de doctorii... Și sprâncene. Epilare și sprâncene. Ocup o poziție foarte importantă la sala palatului. Spune, răspunde în fața opiniei publice. Spune să vezi ce te înjură lumea. Nu. Vreau să te spun un lucru. Și ai avut te păstorit mai multe teatre. A fost Arcubu. Arcubu și Teatrul Ion Creangă. Ion Creangă. Unde a fost? Ce vrei să mă întreb? Nu, te întreb... Nu, că nu te duce în zona aia. E foarte greu să găsești... E o altă zonă, e o zonă diferită. E foarte greu să găsești un om care acum se bucură cum cântă, un actor care a jucat atâta. Și dincolo de asta, ce mai făcut? Păi am fost... Ești, cred că, singurul dintre... Sau dintre puținii oameni care se pot... au pe CV chestia asta. Unde a fost cel mai greu? Unde e cel mai greu? La Sala Palatului? A fost greu la Creangă? Sau a fost greu la Arcub? Frumos a fost peste tot. Și greu iar peste tot. Pentru că când faci administrație publică... Haide, care nu are nicio legătură cu actoria, continuăm. Ba da, are. Eu zic că are. Are. Așa te rog să-mi spui. Are. Eu sunt foarte relaxat că n-am avut poziții de astea de conducere. A fost o perioadă frumoasă a vieții mele pe care nu regret nicio clipă. Am învățat foarte multe lucruri, m-au ajutat meseria în meseria cealaltă, ca să zic așa, s-au ajutat una
una pe alta. S-au compensat foarte bine. Da, da, da. Dar greu, și acum e greu, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut la sala Palatului, de exemplu. Care eu sunt de puțină, e măricică, sunt de puțin timp acolo. Dar sper să le rezolv. Dacă eu te pot ajuta, știu, cu ceva. Eu știu care sunt problemele. Cum le știe și publicul, cum le știți și voi, toți cei care... Da, domnule, ne trebuie alta. Aia. Dacă eu te pot ajuta cu ceva... Da. Nu mă auzi. Da! Da, mă, fii atent. Fane, nu mă auzi. Da! Te ajută și Fane. Nu, Oria, nu. Să o dă ție de tot să o iei acasă, sala Palatului. Gata, nu mai ia lor. Trebuie. Gata. A sunat acum, a zis, da. Dați-o lui, domnule. Bineînțeles că anunțul revenirii tale pe TV, pentru că ai stat 15 ani în afara televiziunii. Da. S-a sunat așa. Îl știm de la teatru, din serialele Meseriașii, Anticamera sau Vine Poliția. Lucian Ghimi și revine în televiziune după o pauză de 15 ani cu un proiect special care îi se potrivește mânuș, așa era în ziară. Uh-huh. Săriți de pe fix. La... Deci toate era Săriți de pe fix. Gata. Ai râs mult la Săriți de pe fix. Vai de capul. Da. M-am distrat, mă simt acolo în elementul meu. Pentru că suntem puși în niște situații. Cum a fost asta de astăzi? Da. Foarte asemănătoare. Da. Aici am noroc pentru că nu mă pui să sar peste masă, nu se înclină camera. Ce idee mi-ai dat! Să ne dăm așa. Ce idee mi-ai dat! Acolo ne dau, ne-au dat cu lipia, ne-au măcelărit. Tu nu ne-ai pus. Adică ne pui să mâncăm. Nu, aici e relax. Dar spun și voi pe planul înclinat, toți cred. Cu toți am fost puțin înclinați. Da. Așa, apropo de planul înclinat, sincer, de n-a rușit care... cu făină pe noi sau ceva la sfârșit sau... Nu, eu am văzut cu șaorma. Cu multă șaorma. Ah, da. Aolea, da, cu pui aia de drăcea venit. Dar dincolo de pui, până la pui mai puțin, da. De câte ori ai căzut tu pe planul înclinat, dragul meu Mihai? La fiecare plan înclinat de cel puțin 8-10 ori. Ce contuzie ai avut? Multe pe unde... Nici genunchi. Nu știi, că te începea să te uitai și zic, ia-te bă încă una. Vânătăi peste vânătăi, da? Nu, e că nu-s așa, nu e așa rău. Perfect. Pentru că ce ați vrei? Adus aminte de una dintre cele mai celebre secvențe, dați-mi voie să vă spun cum... Ne aflăm la sala de repetiție a marelui artist Horia Vrenciu. Deci fiind cum intru... În două ore începe concertul de la sala Palatului. Intră megastarul. Fiind deci... Uite intrare. Ia. Megastarul este stresat. Nu iese nimica. Nu iese nimica. Nu iese nimic. Și în două ore avem spectacol. Ce faci? Ce te prostești atâta? Mă pedepsesc, bosulică, că nu știu cum să mai fac și să mai... ca să te servesc. Deci bosulică. Băi, vă știți foarte bine că noi nu avem text acolo și trebuie să inventăm tot timpul și nu mai știi ce să știi de asta înainte să-mi spui bosulică, nu? Bun. Pentru mine, Săriți de pe fix a fost o revelație și pentru faptul că tu mi-ai spus... Stai așa. Stai că mi-am notat tot aici. Ce-i fi zis, mă? Atenție. Apărăm, mă, zice. Da, nu. Atenție. Lucian, tu știi că e sarcina ta să-l admiri pe Horia. Spune-mi, când vine? În timp ce Horia continuă cu vocalizele, tu iei un evantai mare și faci vânt. A transpirat un pic. Acum... Bosulică. Să-ți iei o șaorma pentru finalul concertului. Sigur că da. Auzi, ca la grătare îi face. Deci. Tu faci vânt, Luciane. Îl admir și faci vânt. Nu, frumos. Iar acum, ca să-ți completez total tabloul, colegii mei sunt deja pe fază. Deci, am operat. Ca să vedeți că a trebuit să ne întâlnim cu toții. Tu râdeai de numai, stăteai liniștit. Iar asta dădea cu mine, cu nu știu ce. Și fii atent ce s-a întâmplat, drept pentru care dorința ta e lege pentru mine. O singură rugăminte. Zim! Puteți să o cântați pe aia cu Veta! Mi-ai furat cu Veta! Nu! Nu pot să cânt piesa! Lucian...
Stai așa, stai. Mai râs, mai râs, mai râs. Foarte mult. Ce? Ia. Doamne și domnilor, nu când cred Lucian, că când Lucian te roagă să faci un lucru, stai că eu aici multă, ești nebun complet ca să știi. Bagă! Doamne și domnilor, bine ați venit la podcast Michael Wright și Lucian Chimici. Cântăm așa, după voința lui, opta lui. M-am... Hai zic la începutul, că m-am pierdut. N-am cântat piesa asta în viața mea. Haie! Atenție! Zici așa! Ieri m-am întâlnit cu o fată care mi-a zâmbit frumos. Am intrat puțin în vorbă și am fost politicos. Ea m-a invitat acasă să sorbim câte o cafea. Dar când o priveam mai dea drumul la tare cineva și striga Veta! Mi-a stricat cuveta și strigă Veta! Așa băieții! Mi-a stricat cuveta. Ia atunci m-a strâns de mână și mi-a șoptit repejor, s-o lăsăm pe altă dată care oră la vor. Și-am zis hei, hei, s-o lăsăm pe mâine dacă vrei. Solo! Come on! Am sunat-o a doua zi, matinal la telefon. Ea mărturisit că eu sunt atins de cupidon. Seara doar noi doi în sală la un film despre amor. Dar când și-o cuprins în brațe se audă în difuzor cum strigă Veta! Mi-ai stricat chiuveta! Și strigă Veta! Mi-ai stricat chiuveta! Ia atunci m-a strâns de mână și mi-a șoptit repejor, s-o lăsăm pe altă dată care oră la vor. Și-am zis hei, hei, s-o lăsăm pe mâine dacă vrei. Cristiane, stai! Iha! Se, se, se! Vine așa! Dar și foarte sigur i-a mai dat un telefon. S-o invit la mine acasă să-l luăm cina pe balcon. A venit și foarte sexy din priviri ne despierdam. Dar când se lasă cu treaba cineva urlă la neatrinit Veta! Te-ai stricat eu Veta! Și tu prea jos, s-o lăsăm pe altă dată care oră va vor. Și-am zis hei, hei, s-o lăsăm pe mâine dacă vrei. S-o lăsăm pe mâine dacă vrei. S-o lăsăm pe mâine dacă vrei. Hei! Bună seara, doamnelor și domnilor! Hei, hei, hei! Nice! Îți mulțumesc, nice. Euforia. O să am grijă ce-ți cer de acum încolo. Da, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să se întâmple. Da. Îți mulțumesc. Pentru mine nimic nu e imposibil. Asta și Dallas-ul s-a terminat. Da. Tânăr și neliniștit s-a terminat. S-a terminat. La Sfirinți, probabil... Nu se termină niciodată. Mă, mai durează. Prin absurd. Prin absurd. Să zicem că se termină. Da. Băi, e ultimul sezon. Suntem în fața ultimului sezon. Sunt, îți dai seama că o să joc și eu în ultimul sezon. Doar în ultimul sezon. Da. O să ai văd cifre mari de audiență pentru că sunt la Casa de Cultură. Da. Am și eu rolul. Casa de Cultură, profesor de muzică. Da. Nu m-a băgat nimeni. Sau. Așa. Noi da. Noi da. Te ascultăm. Și ideea este următoarea că ce vei face după aceea? Teatru, improvizație sau o să încep să cânți?
Tu o să fac televiziune în continuare. Ce, de unde? M-ai aruncat în teatru repede. Păi zici că teatru e mama rănit. Ce dracu faci acum? Ți-am dat trei variante. Ți-am dat trei variante. Teatru, improvizație sau stand-up comedy? Sau muzică. Cel mai probabil stand-up comedy. În continuare. Și cred că nu mai prinde un proiect, mă, ceva. Și teatru, de ce să nu fac și teatru? Ce are teatru? M-a sunat anul trecut. Așa este. În vară. Așa și mi-a propus să facem o piesă împreună. Dar eu eram cu foarte multe filmări, foarte multe repetiții și la repetiții, filmări, spectacolul, turneu de stand-up și n-am putut. M-a refuzat fraierul. Nu l-am, băi. N-am putut, mă, prostule. Știu. Ți-am zis, băi, o să fac. Păi mine, de ce nu mă suni? Adică ce are el tu erai și nu pleca, am eu? Era plecat în America în turneu, el nu cu alea... Ce are el și nu am eu? Era plecat. Temi că m-a luat tare. Ce are el și nu am eu? Poți să zic, poți să joc într-o piesă, fac ce vrei tu, Boria, dragul Boria. Meu. Da. Tu trebuie să faci musical. Eu nu pot să te invit că... într-o piesă de teatru să joci, să pentru că unul la mână, nu o să ai timp. Nu, te omoară repetiții. Doi la mână, dacă tu nu cânti, nu ai stare. Și trei la mână, mi-e foarte greu să te stăpânesc. Adică să alerg după tine pe acolo tot timpul. Să știi că în ultima perioadă Mulțumesc frumos. Am devenit foarte ascultător. Iar cea mai importantă, eu m-am redresat când am jucat film. Oria, eu sunt. Știi cu cineva? A. Măcar uite-te la uite-te la Mihai. Lucian, unde ești? Lucian, vreau să spun. Deci, vreau să... Și dacă tu ai făcut niște roluri senzaționale în musical, da? Rămâi acolo și pe acolo. Dacă eu joc cu tine într-o scenă în musical, dai cu mine de toți pereții. Eu dacă te prind pe scenă la teatru, te mănânc. Vezi? E greu cu mine. Ce suportiv e. Știu că tu, cu ocazia emisiunii Serii de pe Fix, ai făcut un pas foarte important. Ți-ai făcut Instagram. M-au obligat. Da. Oarecum m-au obligat să am Instagram și Facebook. Da. Să? Da, m-au obligat. Ca să intre și în rândul oamenilor. Bun, ideea următoare. Ce vrei cu asta? Instagram? Nu, și cu... Câți următori ai pe Instagram? Vai de cam... Am mulți, măi. Da? Da, și sunt... Ce înseamnă mi-a mulți? Zis cineva că ăștia sunt naturali. Da. Natural, da? Da, am așa... Iubire? Am 7 postări. Iubire? 7! Auzi, hai să mâncăm ceva cald, vreți? Nu. Nu, că eu nu mai stau mult. Nu. Vorbesc serios, chiar trebuie să... Ia stai, mă, Lucian Ghimiș. Stai. Ia vezi câți are. Lucian Ghimiș, ia câți are. Ia vezi. Hai să luăm asta de aici, că... Mersi frumos. Nu mai zic ori. Hai mă zic că nu mi-e... Am mulți, măi! 2336. Am făcut... 2336 de oameni la care... pagina de Instagram al lui Lucian Ghimiș. Bă, nebunule, dar sunt mulți. Care e cu asta, uite cu... Am dat comandă la pizza. Asta e. Am dat comandă la pizza. Bun. Să vină pizza! Să vină pizza! Să vină pizza! Final de podcast! Anisia, arăți minunat, dragă mea! V-ați îndrăgostit de Anisia, nu? E bine, Anisia va rămâne alături de noi, iar voi, luna viitoare, veți vedea partea a doua din podcastul nostru, alături de Lucian Ghimiși, alături de Mihai Rait, alături de Anisia și surpriza care paște la ușă, Doina Teodoru. Ea va veni cu un roast special. Iată câteva secvențe de luna viitoare! Să trăiască Ghimiș mare, măi!
Cori, ai reușit să faci din Vocea României un show unde nu doar concurenții, ci și jurații se întrec în a cânta. Dacă ar fi să-ți descriem stilul de interpretare, ar fi ceva de genul Horia Brenciu, mai mult decât un artist, un fenomen natural. Susține concerte catastrofal de lungi. Iar fi să vii, aș crede că visez. Lucian este genul de actor complet care merge la cumpărături în piață cu speranța că îl va recunoaște cineva. Da, da, da. Anisia e un talent unic de a transforma orice situație banală într-un moment de comedie, dar uneori mă întreb dacă nu cumva ai fost clovnul clasei și ai refuzat să crești. Așa e. Ah, bun. Când ești cu mine și mă simt bine, parcă-mi spune inima. Mihai nu se uită niciodată în oglindă când se îmbracă în Dorel. Asta pentru că își amintește de el în liceu.